Ce las nici nu ies din... Bună ziua! Ne documentăm! Aveți la dumneavoastră doar buletinele cu candidații și partidele pentru europarlamentare? Nu, astea, vi s-a dat, cu astea am plecat. Păi, eu vă înțeleg că asta vi s-au dat, dar cum ați plecat doar cu ele? Că poate oamenii vor să voteze și pentru, și pentru referendum, nu? Sunt trei buletine și președinte a fost cu comisia acolo și a făcut. Sunt trei buletine pentru fiecare alegător și noastră ați mers cu urna mobilă având doar un buletin. Păi, noi suntem niște cărăuși. Sunteți membri ai biroului electoral, nu cărăuși. Păi, na, și acolo am asistat, am urmărit și păi, vi se pare normal? S-a hotărât să plecați să... Cât aveți fiți? Câte cereri au fost pentru urna mobilă? Am înțeles. Și câți alegători în total pe listă? Nu știți. Alegători în total pe listă cât sunt? Nu știți. Dânsul ar trebui să fie membru, nu? Nu știu. Și hai să votez în casă, fără martori. Și să duc ei doi martori acolo. Crezi că nu știe? Nu cred. Dar cine a cerut turna mobilă pentru ea? A? Cine a cerut turna mobilă pentru ea? Noi? Ce din telefonul spune? Crezi că ne sperii cu ceva sau? Nu, dar cine credeți că a chemat turna mobilă pentru ea? Cred că tu. Nu, eu n-am interes. Atunci, cine e telefonul jos? Eu prima dată vin. Cine e telefonul jos? Bine. Mă supăra. Mă supăra. Păi atunci? Ai fost la vot? Dumneata, ai fost la vot? Dar ce te interesează? Bine, eram curios, credeam că vrei să vorbești. Dacă nu vrei, nu vorbi. Ia uite la mama, ce filmează? Monument nu poți să-ți faci. Păi, dar nu vrei cine, nu? De ce ne-ar fi rușine? Pentru ce? Nu noi am pus-o. Am vrut să aflăm cine. Dumneavoastră a solicitat să nu primiți buletine, că trebuia să mai primiți două buletine. A specificat că nu doriți buletine pentru referendum? Nu știu nimic, nu mi-a spus doamna nimic. Nu v-a spus nimic. Asta cu vreo cerere? Da. Da? Da. Și a semnat-o dumneavoastră? Da. Am înțeles. Dar v-a citit cineva ce era pe cererea aia? Nu. Păi cine a scris atunci? Nu. Și acum ați putut vota singură, secret, sau era cineva de față? Doamna. Și ștampila cum? Cine a pus-o pe bulet? A, știi unde ai pus, ai votat secret, da? Da. Cum ai vrut, mata? Da. Bravo. Sănătate. Să aveți o viață lungă, sărut mâna. Da. Comuna Poemtelor, mă. Acum ai Flămânda comună? Da. A, ok. Mulțumesc, să rămână.